Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energiile emanate de planetele din Capricorn, Taur și Pești te scufundă într-o zonă de confort care îți permite să scoți tot ce e mai bun din tine. Starata de spirit va deveni mai puțin alertă, ceea ce înseamnă că dorința ta de a comunica crește asculți ideile altora și exprimi propriile gânduri cu empatia ta caracteristică. Ca urmare, tensiunea din săptămânile precedente se va reduce semnificativ. Cu toate acestea, disarmonia creată de planetele din Berbec este încă activă. La aceasta contribuie și trecerea lui Venus în acest semn pe 21 februarie. Deși nu este o poziție prea ostilă, simți o anumită presiune simți nevoia să ai inițiativa, dar ceva te reține. Strigătul la pereț nu te va ajuta. Profită de această pace și reflectă asupra pretențiilor tale. Dragoste, datorită energiilor planetelor de bun augur, pregătirea ta pentru iubire crește, iar dragostea găsește direcția corectă. Până pe 20 februarie, profită de această situație pentru a restabili comunicarea deteriorată de conflict. Dacă dorești să menții o stare de pace, începând cu 21 februarie, nu repeta greșelile. Până pe 20 februarie, Venus va petrece cu Capricorn în cea de-a treia casa horoscopului personal, sectorul rudelor apropiate și al informației. Acum reprezentanții zodiei vor putea stabili relații deosebită de calde cu cei apropiați, cu care trebuie să se descurce în fiecare zi, inclusiv cu prietenii apropiați și cu vecinii. Luna aceasta va trebui pur și simplu să păstrezi mediul social apropiat într-o formă lejeră și prietenoasă. În ultima decada a lunii februarie, Venus se va afla în al patrulea câmp al horoscopului, care se ocupă de problemele casnice și familiale. Relațiile în familie se vor dezvolta armonios. Sfat, dacă vrei pace și iubire în viața ta, Acordă timp celor din jurul tău și nu lăsa ambițiile tale să preia controlul. Sănătatea Pe tot parcursul lunii februarie, Marte va continua călătoria prin casa șasea astrogramei tale natale, sectorul muncii și sănătății. În această lună, reprezentanții zodiei vor fi hotărâți să obțină rezultate rodnice cu orice preț. Această diligență este lăudabilă, dar ar trebui să fie atentă pe partea sănătății tale, crește probabilitatea unor mici accidente la locul de muncă sau acasă, care pot duce la răniri. Horoscopul lunii februarie te avertizează să nu ți răsește energia vieții. Nu te apuca de mai multe lucruri în același timp, alegeți un singur obiectiv și străduiește-te pentru el. Surmenaj, munca suplimentară sau noaptea, somn redus, stres și anxietate. Toate acestea îți pot submina sănătatea, banii. Din punct de vedere financiar, luna aceasta ar trebui să fie destul de prosperă pentru tine. Poți chiar să faci niște investiții în viitor. Nu lua împrumuturi de la bancă și nu te îndatora. Până pe 11 februarie, Mercur va rămâne cu Capricorni în sectorul 1 al horoscopului, care este responsabil de personalitate. S-ar putea să ai câteva idei noi? Nu doar că vei fi pregătită pentru posibile schimbări în viața ta, dar le vei aștepta cu nerăbdare, dacă acest lucru necesită o schimbare de loc de muncă, de ce nu, apoi Mercur se va muta în casa a doua, care este asociată cu banii și bogăția materială. În acest moment, situația va deveni mai puțin tensionată, iar comunicarea cu oamenii va deveni mai ușoară. Planurile și strategia sunt conturate, acum rămâne doar să începi implementarea lor, poate doar va fi nevoie să te gândești de unde să obții banii pentru asta, Capricornul în februarie va trebui să completeze un număr mare de documente financiare, acestea pot fi contracte, facturi, cecuri sau ceva de genul, ai grijă să nu faci o greșeală sau să o corectezi la timp. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?